Episodul 2 din Silo începe cu Holston pregătit să iasă afară. Primarul îl înștiințează că odată ieșit afară, se va afla în afara oricărei legi. El le cere scuze tuturor pentru tamtamul făcut și se pregătește să înfrunte lumea exterioară. Toată lumea se strânge la cantină pentru a-l vedea pe Holston ieșind din subteran în pustiul de dincolo. La naiba Alison, ai avut dreptate, spune Holston când vede peisajul minunat de afară. El curăță obiectivul camerei pentru ca cei din silos să poată vedea și se îndreaptă spre copac, care este frumos și idilic, dar ceva este în neregulă. Începe să se sufoce și în cele din urmă se prăbușește la pământ. Nimeni nu și-a scos casca până acum, așa că Holston este primul și începe să se tărască spre trupul lui Alison, unde se prăbușește și pare să moară. Juliet se ridică și pleacă strigând, e un mincinos. Se îndreaptă spre inginerie și încearcă să se țină sub control. În furia ei, aruncă ceva și sparge una dintre țevi, trimițând un jet de apă proaspătă prin cameră. Cu șeriful mort, toată atenția se îndreaptă spre cine se va ridica și va prelua insigna. Primarul și adjunctul Morris se tem de scânteile rebeliunii care apar pe străzi, având în vedere lipsa legii și a ordinii, iar lucrurile nu arată bine. Cei doi se tem că cei de la judiciar își vor instala un om de-al lor ca șerif al silosului. În timpul cronologic al acestui episod, au trecut 3 luni de când George a murit. Juliet este convinsă că el a fost ucis. Ne întoarcem în timp, exact înainte de moartea lui George, și aflăm că el a vrut să-i spună ceva important lui Juliet înainte să moară. Îi lasă un bilețel și o jucărie, apoi îi spune că se vor întâlni la ea în apartament mai târziu. Însă el nu mai apare și a doua zi Juliet află că el este mort. Avem din nou scena în care șeriful Holston coboară jos la inginerie, unde Juliet susține că George nu s-a sinucis, ci a fost omorât. Se pare că George a căzut 30 de metri în gol și nu s-a găsit niciun martor, având în vedere că s-a întâmplat la 3 dimineața. După ce au o discuție la cantină, Juliet se hotărăște să-i arate lui Holston ce i-a lăsat George înainte să moară, iar apoi îl conduce într-un loc secret. Aici cei doi găsesc o relicvă, adică o cameră video veche și hard discul la care a lucrat Alison și George. Juliet găsește și niște notițe, iar Holston confirmă că scrisul îi aparține soției sale. Holston este interesat de legăturile lui George cu Alison. Soției lui nu i-a fost niciodată frică și, într-un fel, Holston vede o parte din soția sa în Juliet. El îi spune că va continua să cerceteze moartea lui George în secret și va încerca să descopere care este adevărul. Revenim la prezent, unde vedem că Holston i-a lăsat un bilețel lui Morris în care recomandă ca următorul șerif al silozului să fie Juliet. Cât despre Juliet, mica ei izbucnire de a-l face pe Holston mincinos este legată de faptul că el nu i-a dat niciun semn și a murit înainte să o ajute să afle ce s-a întâmplat cu George. Având în vedere că George a fost determinat să afle adevărul despre viața de dinainte de rebeliune, acel rol i-a revenit acum lui Juliet și pe măsură ce episodul se închide, Juliet aruncă o frânghie pe grinda de oțel suspendată și intenționează să coboare în adâncurile pământului, crezând că ar putea avea un indiciu despre ceea ce se întâmplă aici. Pentru mai multe videoclipuri, nu uitați să vă abonați. Nu uitați să apăsați clopoțelul și butonul de like.